CS Mioveni a suferit o nouă înfrângere 1-3 cu Concordia Chiajna, iar antrenorul lui Marian Panei a fost cerută demisia. Tehnicianul era vizibil nemulțumit, mai ales că mai are un an de contract. Domnul președinte mi-a zis să-mi iau staful să-mi dau demisia, dar nu dau demisia, că eu am muncit aici. Eu am contract cu un an de zile, eu am făcut tot ce a depins de mine, sigur că e vina mea, e și vina mea, normal, lipsa de rezultate, deci nu se pune problema, nu pot să spun că e cineva, altcineva de vină. Dar eu n-am obiectiv salvarea de la arhivadare și mai am un an de zile contract și nu mă obligă nimeni să îmi dau demisia. Să mă demită dacă vor. Eu aici am muncit, am pus suflet, am încercat să-i fac pe acest băieți să joace atât cât au putut ei. Din păcate, la foarte, 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 foarte multe meciuri, diferența a făcut-o niște greșeli personale impardonabile și n-are rost să intru în amănunte. Da, eu sunt, cum să spun, am ce să le reproșez la băieții mari, ați văzut noastre arbitrajele cum sunt, ne-au călcat toți în picioare, au măturat cu noi toți. Dumitru Olteanu, președintele Consiliului Director de la CS Mioveni, consideră că plecarea antrenorului Marian Pană este normală, având în vedere rezultatele foarte slabe din retur. Eu i-am mulțumit lui Marian Pană pentru activitatea care a avut-o până acum. I-am cerut să-și dea demisia împreună cu tot staful dânsului. Crezut că este ceva logic și onorabil ca după 14 meciuri fără nicio victorie să dai demisia, să pleci și să ne strângem mâna. Dânsul înțeleg că nici mie, nici dumneavoastră văd că nu-și dă demisia. Am stabilit să mă întâlnesc mâine dimineață, să ajung la o concluzie, să reziliez contractul. Eu totuși mai sper să reziliez pe calea amiabilă. Dar pentru noi este un capitol încheiat, Marian Pană. După o ședință desfășurată în această după-amiază, plecarea stafului tehnic condus de Marian Pană s-a confirmat întru totul. CS Mioveni va fi condusă în cele 5 etape rămase din actualul sezon de Constantin Stancu și Marin Radu 2.